Снова дождь капает по стеклу. Ты скоро проснешься, ароматным кофе тебя разбужу. Ты в ответ улыбнешься, и это то, что согревает душу мне. Между нами гармония. Мы сегодня не в сон с тобой, нас ничто не тревожит. Возбужденный я глажу рукой по твоей нежной коже. Наедине друг друга сводим с ума. Между нами столбы огня. Какое счастье, когда ты рядом, когда ты смотришь влюбленным взглядом. Слов не надо, слов не надо, а тебя я без ума. И чтобы вместе с тобой мы были, ты отказалась от белых крыльев. Ты осталась, ты решила все сама. Зараженный болею тобой, не хожу на работу. Я не знаю, что происходит со мной. Это чувство полета, ты поцелуем убиваешь, но я воскрешаю не в первый раз. Улыбаясь в обнимку уснем. На рассвете проснемся и на время покинем наш дом. Полеем пройдемся, судьба сплела нас прочной нитью, любви предоставив обоим шанс. Какое счастье, когда ты рядом, когда ты смотришь влюбленным взглядом. Слов не надо, а тебя я без ума. Вместе с тобой мы были, ты отказалась от белых крыльев. Ты осталась, ты решила все сама. Судьба сплела нас воедино, ты моя половина. Мое сердце так сильно не стучало никогда. Чувства я к тебе питаю, я тебя не потеряю. Ты теперь совсем родная. Max Davide, acum la o seară perfectă, cu o premieră, Max. Bună seara, bine ai venit. Te invit pe canapea. Da, mersi foarte mult. Ce mai faci? Nu ne-am văzut de mult. Te văd așa, mi se pare că ești... Felicitări! Mulțumesc! Iată și misiunea a venit, s-a întors din vacanța. Yeah. Da, avem ce facem în seriile ce urmează. Ți-ai schimbat look-ul sau... Da, într-adevăr, poate mi-a fost lene să ridic bretonul sus, ca de obicei, într-adevăr. Se întâmplă, da, și la băieți. Deci am vrut eu să fac schimbări, așa ceva. Nu este o schimbare permanentă, asta e doar pentru seara asta și gata, cam așa, înțeleg, da? Poate. Poate. Această piesă... Schimbări pentru o special. Pentru seara perfectă, da, de mâine. Această piesă este în limba rusă, tu acum ești mai mult, de fapt ești pe drumuri foarte mult, nu? Dar piesa asta e pregătită pentru aici sau pentru Rusia? Deoarece trăiesc acum pe două continente, pot spune așa, în ghilimele mele. Deci stau și aici acasă, în Moldova și în Rusia. Și această piesă era scrisă de Eduard Lapatencu. Deja o am aproape de 2 ani, da. Și am finisat-o, m-am ajutat foarte mulți în 200 de ori am făcut-o și, într-adevăr, da, este în limba rusă și vreau să o plasez mai mult acolo, în Moscova, doar și, de ce nu, și aici la noi tot. În limba română o să fac, vreau să lucrez prima dată cu foarte bun profesionist. Cine? Zi cine? Vă spun, cu Sergiu Tăcanu noi înscriem Block Cross. Da, corect am spus. Da? Da. Cu bot gros? Corect eu am înțeles? Ei, bun, da, te clarifici tu. Nu știu cum îți merge ție acolo la Moscova, nu ni se pare de acasă că îți merge destul de bine. Ai fost inclus până și într-un top al celor mai stilați, 100 de oameni. Da, așa este. Cum ai ajuns acolo și cum te-ai simțit să faci parte? Sunt prins așa eu, deoarece m-au contactat din această companie și mi-au spus, deci, Maxim, așa și așa, deci prin cunoscuți tot, da, deoarece eu sunt foarte activ pe Instagram și asta foarte mult contează, deci, mai ales acolo. Și postând poze interesante, frumoase, piese sau ceva. Deci cineva m-a văzut și a spus că, Maxim, dorim să te avem în topul nostru. Și bine, n-am luat primul loc, ok, nu contează, dar oricum, deci da, se numește, deci, o top 100 de cei mai stilați oameni după Block Magazine. Și da, eu am fost inclus și am fost invitat la o seară foarte frumoasă, într-adevăr, făcută și așa ca la regii. Și mi-a plăcut. Pe covorul roșu, da? Frumos. Da, covorul roșu, da, și poze și totul. Chiar asta a fost foarte plăcut. Și am făcut foarte mult cunoștință acolo. Și mă țin în legătură și cred că asta nu prima și ultima dată când sunt și eu între așa evenimente frumoase. Da, eu cred că o să mai fie ceva interesant. Cu bandul tău, cum mergi acolo la Moscova? Da, deci, da, deci sunt solist într-un band care se numește Cocos Event Band și aș transmite salutări, dar cred că nu privesc acum ProTV, din păcate. Doar mi-este dor de ei, chiar mă așteaptă, când câteva zile trebuie să începem toți și noi să cântăm la evenimente. Îmi place deoarece am vrut să am un band, doar dacă nu s-a primit aici, s-a primit acolo. Și noi creștem, noi lucrăm, noi ne ridicăm. Eu sunt foarte bucuros pentru asta. Și deja piesa aceasta, Anghelă, o să cântăm și cu band tot. Eu îți urez mult succes, Max, mulțumesc că ai venit la noi. Din câte știu, mâine deja pleci, da? Ești din nou pe fugă și înseamnă că ne revedem când mai vii pe acasă. Mersi mult! Mersi, pa! Emisiunea noastră se încheie aici. Nu uitați, de astăzi ne revedem seară de seară la ProTV. Pe mâine, la ora 16. La revedere!